Sub sloganul Stop, azi mașina stă pe loc, campania Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor încurajează utilizarea transportului alternativ spre și dinspre serviciu de către angajații din instituțiile publice, dar și din mediul privat, în scopul reducerii poluării și implicit a emisiilor de carbon. Vinerea Verde își propune ca, până la sfârșitul acestui an, cel puțin unul din patru angajați să vină în ultima zi lucrătoare a săptămânii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun și să renunțe astfel pentru o zi la autoturismul personal. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansa campania Vinerea Verde sub sloganul Stop, azi mașina stă pe loc, care ca scop încurajarea utilizării transportului alternativ de către angajații din instituțiile publice în scopul reducerii amprentei de carbon. Proiectul constă în, campania constă în un angajat din unul din patru angajații din instituțiile publice se vor deplasa vinerea, ultima zi a săptămânii de lucru, pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun pentru a se reduce emisiile de carbon. După cum se cunoaște, cam 70% din emisiile de emisiile de carbon rezultă din transporturile rutiere. Asta este motivul pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat această campanie în scopul reducerii emisiilor. Campania se va desfășura pe tot anul, fiecare zi de vineri, după cum v-am spus, și are acest rol benefic, în primul rând, pentru noi, pentru mediu, pentru sănătatea noastră. Angajații instituției noastre au primit cu multă bucurie această... Chiar nu unul din patru angajați se deplasă pe jos. Data de 12, când a început campania, cam doi angajați au plecat, au venit pe jos, au mutat. Astăzi, trei sunt cei care s-au deplasat de la domiciliu acasă pe jos, în special. Pentru că, datorită condițiilor, nu au putut pe condițiilor metro, nu s-au deplasat cu bicicleta, după cum astăzi. Ne dorim ca cât mai mulți locuitori ai orașului, al județului, să acceseze această campanie și să participe în fiecare vineri, să utilizeze mijloacele alternative de transport acasă la serviciu. Pentru că este benefic, cum am și spus, pentru noi, pentru sănătatea noastră și pentru mediul în care trăim. Primarul municipiului Mircea Gutău, împreună cu mai mulți conducători de departamente și alți funcționari publici, au venit la serviciu pe jos din dorința de a da un exemplu de o nouă atitudine pentru reducerea poluării în mediul urban. Inițiativa Vinerea Verde la Râmnicu-Vâlcea va fi consolidată în perioada următoare de alte măsuri conexe, municipalitatea lansând totodată invitația și altor instituții publice, dar și cetățenilor din municipiu, de a se alătura acestui demers benefic pentru întreaga comunitate locală. În principiu da, dar oarecum e cam indispensabilă mașina pentru oricare dintre noi. Mai ales acum când e și rece, îți e greu să lași confortul pentru a merge pe jos, dar probabil într-o zi mai frumoasă ai putea face chestia asta. Din păcate nu mă pot mișca fără mașină pentru că distanțele pe care le parcurg sunt foarte mari, dar ideea este foarte bună. În afara măsurii voluntare de a impulsiona mobilitatea alternativă a angajaților din instituțiile publice și private, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în plan și un program dedicat care prevede parcări pentru biciclete și infrastructură de alimentare a mașinilor electrice pentru angajații acestor instituții.